A fost o zi cu emoții pentru viitorii ingineri. 5600 de absolvenți de liceu au dat ieri primul examen de admitere. Iar concurența este foarte mare, mai ales la facultățile viitorului, care asigură un loc de muncă încă din timpul studenției. Sunt doi candidați pe un loc de inginer programator sau electronist. Surpriza vine din partea unei specializări mai puțin populare până acum la Politehnică, antreprenoriatul. Emoționați, dar optimiști că munca din timpul liceului va da rezultate. Așa au intrat în săl viitorii ingineri ai României. Admiterea la Politehnică este grea, iar cine vrea să obțină un loc aici știe că trebuie să fie cu adevărat pasionat. Am făcut intensiv ultimii 2 ani numai informatică, am lucrat foarte mult și cred că o să-mi placă să fac chestia asta și pe viitor. Am fost și la olimpiade foarte des, la matematică, și am învățat în mare parte pe cont propriu. Cea mai mare concurență a fost la automatică și calculatoare, acolo unde se pregătesc viitorii programatori. Sunt 580 de locuri la buget și peste 1100 de candidați înscriși. Top 3 este completat de ingineria medicală și facultatea de electronică. Mai puțin a fost căutată ingineria industrială și energetică. În schimb, la ingineria materialelor s-au înscris de 2 ori mai mulți candidați decât anul trecut. Sunt de acum firme multinaționale, dar care au preluat fabrici din România, care sunt pe primele locuri în lume la nivel de export, dezvoltare și așa mai departe. Ori aceste fabrici au nevoie de ingineri. O altă surpriză este Facultatea de Antreprenoriat, pe scurt FAIMA. Maria vrea să învețe aici cum să construiască o afacere de succes. Chiar să înființez o întreprindere, ceva definit de posibilități. Nimeni nu iese șomer de la Politehnică. Așa umblă vorba prin campus, iar angajatorii confirmă. Industria IT oferă oportunități încă din studenție. Avem programe de internship, avem programe pentru juniori, avem chiar și roluri full-time dacă timpul le permite. În momentul în care ei intră în organizația noastră, vorbim de un salariu de 1500 de lei. Categorică, un senior depășește undeva la 2000-2500 de euro pe lună. Spre deosebire de alți ani, cei mai mulți viitori studenți își fac planuri pentru România. În timpul facultății aș vrea să lucrez la Google, dar pe de altă parte n-aș vrea să fiu într-o corporație și aș vrea să lucrez pe cont propriu, să am firma mea. Fabricile și companiile din România au aproximativ 200.000 de posturi libere pentru care nu găsesc profesioniști.